Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru vineri, 21 mai. După cum v-am obișnuit, de fiecare dată când soarele își schimbă semnul zodiacal pe care îl tranzitează și eu schimb setul de cărți de tarot folosit în etalările zilnice. Și pentru că aseară, pe 20 mai, în cursul serii, soarele a trecut din zodia Taurului în zodia Gemenilor, am hotărât să încep să folosesc aceste de cărți de tarot, care are niște ilustrații foarte frumoase inspirate din basme, povești și legende de pe tot cuprinsul planetei. O să explorăm temele pe care tarotul ni le scoate la iveală în următoarele 30 de zile prin prisma legendelor, a poveștilor și a simbolismului din spatele acestor povești nemuritoare, să le spunem. De asemenea, pentru că odată cu intrarea soarelui în zodia Gemenilor a început sezonul eclipselor pe acest an, în etalarea zilnică o să scot și niște clarificări suplimentare pentru cele trei cărți pe care le scoteam și până acum, ca de obicei. Bun, și acum hai să vedem pentru ziua de vineri, 21 mai, ce mesaje ne rezervă cărțile de tarot. Pe partea de dragoste, pe partea de sănătate și pentru afaceri, bani și carieră. În primul rând, aici pe partea de dragoste avem o carte foarte frumoasă, este vorba de 10 de cupe, un motiv de sărbătoare. Aici toată familia se reunește, vă întâlniți cu părinți, frați, surori, verișori, mătuși, unchi ca să sărbătoriți ceva împreună. Hai să vedem ce aveți aici de sărbătorit și cine va participa la această sărbătoare. Sărbătoriți faptul că ați lăsat ceva în urmă pentru un rege de cupe, pentru un suflet pereche, pentru cineva care vă ajută să fiți cea mai bună versiune a voastră și această călătorie, aceste lucruri pe care le lăsați în urmă vă deschide aici noi porți, noi uși, o parte dintre voi s-ar putea să plece în străinătate, sărbătoriți faptul că s-au redeschis granițele, cum ar veni, și puteți să începeți această călătorie, să faceți ceva aici ce vă doreați de foarte mult timp. Pentru o parte dintre voi s-ar putea să fie vorba de o călătorie fizică, chiar să vă relocați cu familia. Pentru o parte dintre voi s-ar putea să fie vorba aici de o călătorie spirituală, emoțională, pentru că avem foarte multe cupe, avem 10 de cupe, 8 de cupe, regele de cupe. S-ar putea să fie o călătorie emoțională prin faptul că începeți o relație stabilă cu cineva, fie vă logodiți, vă căsătoriți, vă mutați împreună, poate aflați că o să aveți un copil, indiferent de care este situația voastră particulară de viață, aici începeți un nou drum împreună cu cineva, împreună cu un rege de cupe. Și țelul final pe acest drum este 10 de cupe, este o familie întemeiată pe iubire, dragoste și pe armonie. Și oarecum toate aceste lucruri vă sunt străine, ca acest doi de bâte. Sunteți obligați să vă uitați la viața voastră într-un mod nou, inedit, să faceți lucruri pe care până acum nu le-ați făcut, să țineți cont de faptul că aveți un partener, o parteneră, nu mai puteți să luați decizii pe cont propriu, va trebui de aici înainte să cereți mereu sfatul acestui rege de cupe înainte de a lua o decizie finală. Viața voastră se schimbă, da, sunteți în tranziție, dar și ce vă așteaptă la finalul acestui drum este foarte multă împlinire, foarte multă armonie, bucurie, dragoste și stabilitate. Pentru cei singuri, dacă vreți să obțineți toată această stabilitate, toată această bucurie și armonie pe care aici cărțile de tarot vi le promit, ce trebuie să faceți este
să o luați pe alt drum, să lăsați în urmă cele 8 cupe care nu vă aduc împlinire, pentru că în acest loc în care vă aflați acum, fie că e vorba de un loc fizic sau de un loc mental, de un loc emoțional, aveți doar 8 cupe, ori voi vă doriți 10. Nu mai sunteți dispuși să faceți compromisuri, vă doriți totul sau nimic și partea pozitivă este că puteți să obțineți totul, condiția este să vă îndepărtați, să vă îndepărtați de niște oameni toxici, de niște relații toxice, de niște gânduri limitative, să vă deschideți mintea și inima pentru noi experiențe. Pe partea de sănătate avem aici Cavalerul de Bâte, o carte foarte interesantă, care ne vorbește despre energie. Sunteți foarte energici, astăzi simțiți că puteți să mutați munții din loc și cel mai frumos aspect al acestei cărți este că și soarta este de partea voastră. Iar dacă acționați cu vitejie, cu integritate și duceți lucrurile la bun sfârșit, o să aveți parte de niște rezultate fenomenale. Hai să vedem niște clarificări aici pe partea de sănătate. Ce puteți să obțineți cu energia acestui Cavaler de Bâte în sănătatea voastră? Ok. Aici Cavalerul de Bâte a apărut ca să vă clarifice că dacă duceți lucrurile la bun sfârșit, dacă nu vă opintiți aici pe ultima 100 de metri, puteți să obțineți exact ceea ce vă doriți pe partea de sănătate, puteți să aveți parte de un nou început. Trebuie doar să nu uitați ce vă motivează în acest traseu al vostru către o stare mai bună de sănătate. Aici sunt foarte multe bâte și o carte de cupe. E foarte multă energie, e foarte multă voință și toată această voință este alimentată de această cupă, de cupa iubirii, de iubire de sine. Și aceste cărți astăzi vor să vă explice că cea mai simplă metodă prin care vă puteți arăta iubire de sine este să duceți la bun sfârșit toate aceste planuri legate de starea voastră de sănătate, să nu renunțați, să vă amintiți ce vă motivează și atunci soarta va fi de partea voastră și lucrurile vor ieși așa cum vă doriți voi. Aici schimbarea care este necesară în viața voastră, în rutina voastră, în sănătatea voastră trebuie să vină din interior și în primul rând trebuie să conștientizați voi că meritați mai mult. Meritați să aveți un organism mai puternic, mai sănătos, mai longeviv. Meritați să aveți un job mai puțin stresant, care să nu vă distrugă sănătatea. Meritați să locuiți într-un mediu frumos, armonios, curat, care să vă susțină sănătatea, nu să vă distrugă. Meritați să fiți înconjurați de oameni care se gândesc la binele vostru, care vă respectă limitele, care vă respectă nevoile și cerințele voastre. Și atunci când o să învățați această lecție, când o să învățați acest mesaj, o să găsiți forța necesară să duceți lucrurile la bun sfârșit, cu foarte mult entuziasm și cu foarte multă creativitate. Cu atât de multă energie de bâte aici, o să găsiți o metodă creativă, originală, nemai auzită, nemai văzută, de a vă crea viața optimă pentru voi. Rutina cea mai bună pentru nevoile voastre fizice și spirituale. Aici sănătatea nu vine doar din împlinirea nevoilor fizice, vine și din împlinirea nevoilor emoționale și spirituale. Și atunci când lucrurile nu se întâmplă în realitate, când nu se manifestă așa cum v-ați dori voi, uitați-vă aici la acest as de cupe, unde este blocajul. Pentru că atunci când o să identificați blocajul emoțional, blocajul spiritual din viața voastră, o să puteți să dați drumul la acest robinet care să vă umple și să reverse pe lângă cupa aceasta de fericire, de împlinire și de armonie. Aici soarta este de partea voastră, norocul este de partea voastră, nu mai ezitați, acționați. Pe partea de afaceri, bani și carieră avem aici Regina de Cupe, cea mai emotivă regină din suita de tarot. Astăzi starea voastră financiară este strâns legată de starea voastră emoțională. Aveți grijă să nu cheltuiți prea mult încercând să umpleți un gol din viața voastră cu lucruri materiale,
pentru că tot ce o să reușiți să faceți este să vă goliți contul bancar, dar golul din viața voastră nu o să-l umpleți cu lucruri fizice, materiale. Hai să clarificăm de ce a apărut aici această regină de cupe, cum trebuie să integrați nevoile voastre emoționale și spirituale în cariera voastră, în sursele voastre de venit, în felul în care vă raportați cu ideea de bani și de stabilitate financiară. Eremitul, șaptele de monede și treiul de cupe. Foarte interesant, aici regina de cupe vă cere să mergeți înăuntrul vostru pentru a analiza foarte atent ce se întâmplă acolo. Ce nevoi spirituale, emoționale nu sunt îndeplinite prin traiectoria voastră curentă în viață. Aici văd că vă doriți mai mult de la jobul vostru, de la afacerea voastră, de la cariera voastră. Vreți să simțiți și o împlinire în urma muncii pe care o depuneți. Vreți să simțiți că ceea ce faceți zi de zi contează, ajută, face o schimbare în lume. Dar eremitul vă îndeamnă să îndreptați lanterna către interiorul vostru și să vă uitați la felul în care jobul vostru, cariera voastră vă schimbă și vă influențează pe voi. La ce principii a trebuit să renunțați astfel încât să puteți să faceți acest job? La ce valori de etică și de morală pe care le aveați cândva, când erați mai tineri, a trebuit să renunțați pentru a putea să faceți această activitate zi de zi? Pentru că acolo o să găsiți sursa neplăcerilor voastre, dar acolo o să găsiți și soluția. Pentru că nu toată lumea poate să-și tragă această împlinire emoțională, spirituală din locul de muncă. S-ar putea să trebuiască să căutați această împlinire în alte locuri și să vă relaționați cu locul vostru de muncă mai rece, mai calculat, mai ales dacă sunteți angajați la o companie, dacă nu lucrați pentru firma voastră, pentru afacerea voastră. Aici e foarte important să învățați această lecție a detașării emoționale, să nu vă implicați prea mult, pentru că atunci când toată implicarea voastră emoțională este dată la locul de muncă, rămâneți foarte săraci pentru relațiile voastre interpersonale. Nu mai aveți nimic de dat în viața privată. Nu mai aveți ce să împărtășiți cu partenerul sau partenera de viață, cu familia, cu prietenii, pentru că toată implicarea voastră emoțională este într-o singură direcție, către job, către carieră, către o companie rece și austeră care nu are cum să vă răspundă cu aceeași intensitate pe care voi clar o depuneți aici. Înțelegeți că jobul e job, rolul locului de muncă este să vă ofere siguranța materială ca să puteți să faceți și alte lucruri, ca să vă permiteți o vacanță, un concediu, ca să vă permiteți o casă, o familie, ca să vă permiteți toate acele lucruri care într-adevăr o să vă aducă împlinire emoțională. Și faptul că voi aici vă dedicați trup și suflet acestui loc de muncă nu o să vă aducă mai mulți bani. Aici doar timpul, doar acumularea de experiențe, doar șaptele de monede poate să vă aducă mai multă recompensă financiară. O să vină banii, dar nu o să vină de azi pe mâine, oricât de mult vă doriți voi asta și oricât de mult vă implicați emoțional în activitățile pe care le faceți la locul de muncă. Dacă sunteți antreprenori, dacă aveți afacerea voastră, atunci lucrurile stau puțin altfel. Atunci este foarte important să cereți ajutorul prietenilor, să vă faceți un network, o rețea de oameni care vă susțin, care sunt dispuși să vă lase recenzii pozitive, review-uri pozitive, care sunt dispuși să vă facă publicitate gratuită, cum ar veni. Și în același timp este important să fiți onești cu voi înșivă și să vă asigurați că afacerea voastră aduce și un plus de valoare emoțională în viața oamenilor care interacționează cu voi în acest mediu de afaceri. Și succesul o să vină, dar iarăși o să vină în timp. Nu o să fie un succes peste noapte, o să dureze ceva timp până când o să vă bucurați de roadele muncii voastre. Înainte să vă scot și un card de înțelepciune,
o carte din aceste cărți oracol, vreau să vorbesc puțin și despre tranzitele astrologice ale acestei zile de vineri. Astăzi o să avem parte de aspectul de quadratură între Soare și Jupiter. Este o conversație tensionată, dar în același timp este momentul să acționați. Și cu atât de multe cărți de bâte care au ieșit aici în etalare, e clar că este momentul să vă uitați la acele lucruri care vă frustrează, care v-au creat supărări, care vă deranjează și să le analizați foarte atent prin prisma emoțiilor și a sentimentelor voastre și pe urmă să acționați, să faceți ceva în această privință. Nu e suficient doar să stați, să analizați, să fiți introvertiți, trebuie să și acționați, trebuie să porniți aici pe o nouă cale, să fiți voi cei care vă luați în propriile mâini destinul și care faceți niște decizii conștiente pentru a aduce o schimbare în viața voastră. Fie că e vorba despre viața voastră sentimentală, despre sănătate sau despre carieră. Pentru că toate acele lucruri inițiate sub acest tranzit astrologic, sub energia acestor cărți de tarot, are șanse să vă aducă împlinirea supremă. Foarte multă fericire, foarte multă bucurie și foarte multă stabilitate. Bineînțeles, dacă sunteți dispuși să vă puneți creativitatea și pasiunea la contribuție ca să duceți aceste lucruri la bun sfârșit. Și înainte să finalizăm această etalare, o să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj suplimentar de la aceste cărți pentru ziua de vineri. Hai să vedem. Ok, avem aici o carte care a sărit. Mesajul este următorul. Fac încă un pas în vindecarea mea. În clipa în care rostesc afirmații pozitive, ies din rolul de victimă. Nu mai sunt neajutorat. Îmi recunosc propria putere. Exact ceea ce vă cer și cărțile de tarot, să vă asumați responsabilitatea pentru alegerile voastre și pentru lipsa de alegeri, pentru că și lipsa de acțiune, lipsa de decizie este în sine o alegere. Așa că atunci când se întâmplă ceva în viața voastră sau când nu se întâmplă ceva în viața voastră, uitați-vă foarte atent la ce ați făcut sau ce nu ați făcut voi în această direcție. Și primul pas ca să vă vindecați emoțional, fizic, mental, este să vă recunoașteți autonomia, autoritatea și puterea de a influența cursul vieții voastre. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și mâine. Pa, pa!